Deep. La țară celor mai mulți dintre noi ne place să strângem lucruri, să le adunăm, așa că da, ne-or trebui cândva. Dar nu neapărat că ne place, ci mai degrabă nevoia ne-a învățat că să nu renunțăm la lucrurile care poate cândva ne-or trebui și, cum zici și tu, să nu le risipim. Pentru că frecvent refolosim, mai ales bucățile de scânduri. De lemn și scânduri și din astea. Dacă nu-s bune pentru diferite construcții, e bune pentru foc. În ultimul final le aruncăm pe foc, dar până atunci încercăm să le păstrăm. Uite, de exemplu, grinzile astea, capetele astea de grinzi de stejar, le-am tot păstrat aici pentru că vrem să facem niște straturi înălțate din ele. Și n-ai unde le pune, că nu le poți duce în pod sau nu le poți pune. Noi avem... punem în grădină direct atunci. Da, dar până la iarnă le-o tăploua grămadă. Le las aici sprijinite de... Nu mai lăsa, de... ai zis că strângi tot. Le las sprijinite de partea asta. No. Ia, șenii, ne-am înțeles că strângem tot. Nu mai rămâne nimic aici. Și venim aici și totuși mai rămân câte ceva. Păi strânse toate aici. Păi trebuie găsite un loc ca să... Trebuie să ne eliberăm aici locul. Despre asta e vorba, nu că le aruncăm toate. Ce să fac cu ele? Le punem undeva. Păi hai că le tai. Dacă le pui aici, iară nu o să mai poți să vii să faci ce trebuie. Hai să le tai toate și le bag pe foc și atunci nu mai facem niciun raised bed, nu mai facem nimic. Cum e? Știu că nu suntem numai noi care facem așa, da? Mă întreb, oare... Tot românul e așa. Pentru că fiecare român care îi chipzui cu banii și cu resursele pe care le are, încearcă să refolosească și să utilizeze la maxim fiecare lucru pe care îl are în gospodărie. Gata! Pe Tera trebuie să o ținem legat în perioada asta. Unii dintre voi s-ar putea să fi văzut asta și când am tăiat porcul. Ca să nu facă prostii să ne încurce, o ținem legat o perioadă. Bicicleta asta nu s-o pun. No. Bun. Asta știu la ce mi-l trebuie. Purceii mei tot ridică podelele și îmi trebuie o grindă la capătul lor să le prind toate podelele peste ele și să nu le mai ridice. Am aflat-o. Deci am ne lăsat de stâlpișori pentru gardul electric, dar cu foc mai dedesubt și nu i-am văzut deja prea uscați, o să-i bag la foc. Cum merge treaba? Foarte bine dacă am încercat unul cu sapa și 10 cu mapa. Așa nu mi-are treaba. Toți vreți să fiți youtuberi amu, toți vreți să faceți bani de pe YouTube. Și unul să lucre și voi să-l filmați. Stai să te văd. Stai să văd cât ești de tu de serios. Unul lucră și alții filmează. Și după aia o grămadă armată pe internet bagă de gină, că nu așa e, măi. Că eu sunt acolo. Apoi facem cu ăsta. Hai să facem, dacă nu sunt acolo. Eu sunt aici și tu trai de acolo, că dar aici deja, hai să plec. Bine. Și tu ai văzut, dar mai. Ia de vreme, ia. Stop! Că sparg eu cu ciocanul. Nu, tai-o tu, hai tai-o dacă e curajos, tai. Auzi, am știut eu că mi-a fi bun la ceva lemnul ăsta. Unde-i? Am crezut că zici, am știut eu că mi-a fi bun la ceva coptilul ăsta. Și coptilul mi-a fi bun, da? Încă rămâne de văzut, vezi numai să nu te accidentezi. Aici a păcat. Fai, măi, cum am plecat. Tot o fugi din calea ta. N-o fugi. Ioi, capul. Capul. Așa spunem, dragule, cum e să trăiești la țară și să ai atâta pace și liniște? E foarte frumos. Da? O să faci și din cauza că mie îmi place să lucrez la țară. Mie chiar îmi place. De când mă știu, mi-a plăcut să fac lucruri cu mâna și chiar dacă uneori improvizez, dar am așa o satisfacție când... Uneori îmi iasă mai bine, mai elegant, alteori nu chiar așa. Știi ce am impresia? Ce ai impresia? Am impresia că le-am scos pe toate de acolo și le-am țăpat aici. Dar din lemnele astea foarte multe mi le trebuie, hai să vezi. Chiar acolo? Ți le trebuie chiar acolo. Aici vă pune noi porn. Și nu vreau să-l pun chiar pe pământ, că de-a lungul iernii se mai scurge apa în coace un pic. Mm-hmm. Și atunci fac așa un podălaș, cum se zice, în zona noastră.
priceput. Și minuțios când îi dau ceva de făcut. Și sprinten. Ce e ăla? Minuțios. Minuțios, adică ești foarte atent la detalii, să faci cât de bine poți. Și asta îmi place, unul de lucrurile care îmi place cel mai mult la tine. Deja altfel se vede dacă ne implicăm cu toții, să facem un pic de rânduială. Foarte frumos. Da? Nu tare îmi convine. Ce ia, hai să luăm amândoi câte un braț așa și ne-l ducem acolo și apoi le aranjăm. Ce zici? Ia, eu ți-l pun aici. Sau mi-l pun mie și tu-ți aduci altul. Eu duc două. Tu aduci două? Acolo, ia. Unde-ți mai aproape? Ia, hai să văd cât e greu. Așa că e greu, mă. Ce-a făcut? Ce-a țăpat de pământ? Hai, mă, dar ce simplu e când îl vezi pe tată tău și după aia, când pui tu mâna, că nu e ușor. Hai să o punem pe lata. Fii atent, hai, nu. Ioi. Că planul e să o tragem lateralul ăsta, să o și împăturăm către aia. Lasă-l jos. Așa. Și ăsta, după ce curge porumbul, îl tragem peste aia și colțul. Cum stați cu stresul astăzi, domnule Engel? Stresul este la cote înalte astăzi, pentru că ne-a livrat porumbul într-o vreme foarte norată și ne temem că vine ploaia. N-am vrea să se bage apa în el, așa că ne slim un pic să-l așezăm cât de bine. Cât de mult și cât de repede. Și cum am zis, improvizații. Am făcut economie și am făcut un pic de puzzle. Puzzle, da. Tot eu trebuie să le așez, să dea bine cumva, știi? Nu deja bătea ai antrenat atâția ani în copilărie cu puzzle-urile. E greu la țară când faci ce am făcut noi, să stătiei, tot mai ai animale și de tot întinzi. Suntem nevoiți să cumpărăm terenuri într-una când avem ocazia și uite așa. Nu suntem cu toate așezate, dar pe rând le-am așezat. Îmi aduc aminte de la noi, de la țară, de la bunica, când culegeau porumbul toamna. Aveau cotarcă din aia faină, lungă, înaltă, super, îngustă. Și întotdeauna ne punea acolo, în capătul cotărcii, să aranjăm porumbul. Acum i-a venit rândul la Victor. Ce faci acolo? Te-ai pus la somn? Da. Nu mi-e clar, eu nu știu dacă trebuie luat până ușul de pe el sau nu. Facem așa, ca orghii de la oraș. Nu știm nimic. Umplu acolo trei butoaie pe terasă, că lui tot desface tot iarna asta. Și copiii ăștia mai mult s-ar juca decât ar face oarece. Eu am dus să mă culc.